Recensământul populației și locuințelor din România va avea loc în anul 2021, iar în prima parte a perioadei de recenzare, cetățenii își pot completa singuri online formularele. Inițiativa aparține Institutului Național de Statistică. În faza a doua a recensământului vor avea loc interviurile clasice, față în față cu cetățenii. Cei care își vor completa singuri formularele online vor avea dreptul la o zi liberă din partea angajatorilor. Recensământul este obligatoriu pentru persoanele cu cetățenie română, străină sau fără cetățenie, cu reședință obișnuită în România, dar și pentru persoanele cu cetățenie română cu domiciliul în România, dar cu reședință în altă țară pentru o perioadă mai mică de un an. Refuzul de a furniza datele cerute de recenzori este sancționat cu amendă. Proiectul INS-ului prevede și realizarea unui recensământ de probă la anul, la care participarea este de asemenea obligatorie. Programele informatice necesare pentru autorecenzarea online a cetățenilor vor fi realizate de INS și Serviciul de Telecomunicații Speciale. La recensământ, statul român vrea să afle date despre numărul de locuitori ai țării pe categorii de sexe, vârstă, naționalitate, numărul de locuințe, de autoturisme și alte bunuri. Precedentul recensământ general în România a avut loc în anul 2011. În ultimii ani la alegeri au fost probleme cu situația corectă a populației, mai multe instituții având date diferite una față de cealaltă, problemă care a iscat dispute politice.